Universitarii vor juca vineri de la ora 13 în compania celor de la HC Dobrogea Sud Constanța. În funcție de rezultatele din prima zi, CSU Suceava va înfrunta sâmbătă una dintre celelalte două formații participante, Clubul Sportiv Școlar Municipal Bacău sau Politehnica Iași. Cele două meciuri de la Bacău ne vor arăta la ce nivel suntem în această perioadă a pregătirilor, a anunțat antrenorul Răzvan Bernicu. Formația suceveană a disputat până acum 6 meciuri de verificare, înregistrând 4 victorii și 2 înfrângeri, 21-16 cu CSM Focșani, 44-27 și 44-29 cu echipa națională de juniori a României, 33-29 cu Clubul Sportiv Școlar Municipal Bacău, respectiv 25-27 și 26-28 cu CSM Focșani.